Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. A început noul sezon și vedem că deja au pus o imagine de background mult mai drăguță cu iarna. Da, se văd în spate brăduți și omuleți de zăpadă. Și haideți să vedem ce ofertă avem în shop. Cheia este această ofertă cu două legendary king chesturi plus acest tower skin și gold pentru 100 de lei, ceea ce mi se pare enorm de mult. N-aș da atâția bani pentru ofertă. Ok, Mother Witch, noua carte care va apărea în câteva zile și o vom avea boostată împreună cu logo-ul. Da? Va fi și el de level maxim timp de o lună. Bun, hai să deschidem și noi acest golden chest. Bun, nimic interesant, am avut acolo gold, star points. Hai să ne luăm reward-urile din Trophy Road. Avem aici 5000 de gold, un epic 3 token, avem un magical chest. Hai să vedem ce epice, un epic chest a fost de fapt. Să vedem ce epice ne aduce, avem Barbarian Barrel, Poison, Prince și Dark Prince. Ok. Cărți bune, din nou 5000 de gold. Avem aici două alegeri între două epice, între două cărți rare, de fapt 5 cărți și nu contează pentru că se transformă în star points și în gold. Ok, un Mega Knight din Legendary Chest, încă 5000 de gold, încă un trade token, de data asta legendar, care se transformă în 2000 de gold. Și până aici am avut default aceste reward-uri. De acum încolo trebuie să creștem ca să le câștigăm pe următoarele și hai să aruncăm așa o privire. 40 de gemuri aici. Da, seamănă foarte mult cu ce a fost înainte. Nu se schimbă prea mult reward-urile de la un sezon la altul. Bun, hai să vedem și în clan. Să donăm repede toate cărțile de care au nevoie cu echipierii noștri. Bun, cam atât. A început și noul event, noul challenge cu The Mother Witch și haideți să dăm și noi drumul la câteva meciuri. Primul challenge, așa mai mult de încălzire, da, și ne oferă câteva 3 tokenuri. Hai să vedem, poate reușim să schimbăm ceva aici în war, un legendare, nu prea m-aș băga aici, pentru că sincer nu știu ce să maxez momentan. Și am putea să renunțăm la un Inferno Dragon și să luăm un Magical Archer, dar nu știu să zic momentan. Haideți să dăm drumul cu meciurile din challenge. Și să vedem cum este noua carte. Ok, hai să vedem. Băi, clar, nu graveyard-ul. Hai să luăm Royal Delivery. O să luăm aici... hai să luăm Magic Archer-ul. Și ia să vedem. Hai să luăm Minion Horde. Bun. Nu cred că avem noua carte din păcate în deck. Probabil și-a ales-o el. Adică eu asta și făcut. Și punem aici un Royal Delivery. Trimitem Wallbreaker și o să trimitem și un Electro Dragon. Bun, lovim acolo ambele building-uri. Ok. Destul de urâtă situația. Hai să vedem, poate scăpăm cu bine. Oh, ne-am luat mult damage pe ambele părți. Oh, și pe stânga, în special pe stânga, ne-am luat-o rău de tot. Dar poate reușim să întoarcem rezultatul. Hai să trimitem Wallbreaker și...
Da, și pierdem acolo. Da, vedeți cât de șmecheră e această nouă carte care transformă în porci orice trupă distruge. Da, și dă și un spell. Da, vedeți că ține trupa așa cu acel mov, ca și cum ar fi infectată cu ceva. Bun, o să trimitem minion horde-ul și aș da și un fire spirit. Da, reușim cât de cât să dăm și noi ceva damage. Am rachetă pe Mother Witch acolo. Bun, și n-am prins porcul, din păcate. Dar îi scoatem turnul din dreapta, aproape îl scoatem, de fapt. Ok, și vom avea nevoie de... Da, o rachetă va fi suficientă să-i scoatem turnul din dreapta, deși cred că nu mai e nevoie. Dar hai să vedem dacă rezistăm acestui atac. Da, rezistăm și obținem prima victorie din challenge. Victorie care ne va aduce cam un token. Ok, din nou animația cu... Ok, avem un cam un token. Hai să vedem, avem ceva de donat, nu încă. Hai să mai dăm un match și sper să ne pice noua carte. Bun, luăm săgețile, luăm knight-ul. Ok. Hai să luăm porcii. Să luăm gărzile și da, din nou nu avem șansa să jucăm cu noua carte. Și hai să vedem, o să începem cu Battle Healer-ul din spate. Avem și minions. Hai, s-ar putea să avem... destul de greu cu... cu acești elixir golemi. Hai să scăpăm de Mother Witch acolo. Bun, din fericire nu are prea mult la viață. Ceea ce e foarte bine. Bun, și rupem acolo turnul din stâng, avem healer în continuare care ține în viață trupele. Healer care are foarte puțin la viață, dar suficient cât să ne ajute să doborâm ambele turnuri foarte rapid. Bun, hai să mai încercăm o dată, pentru că vreau neapărat să jucăm cu noua carte în acest episod. Bun, luăm Goblin Gang-ul, Goblin Barrel-ul. Să luăm aici poison-ul. Ok. Destul de greu de ales aici. Hai să luăm golemul totuși. E prea riscant să-i lăsăm două tanguri. Și am mai luat Dark Prince-ul. Bun. Din nou nu avem Mother Witch-ul. Noua carte. Sunt curios dacă o scoate Fireball-ul. Hai să vedem. Oh, excelent! Excelentă lovitură am reușit acolo. Hunter-ul foarte bun la... atunci când trage de aproape. Da, și avem
avem destul de mult noroc în, și în acest meci. Aici aproape reușim să-i scoatem turnul din în mai puțin de un minut, practic. Da, băi, sincer, Madovici-ul ăla nu va fi foarte, foarte periculos dacă rămâne la configurația de acum. Pentru că ați văzut foarte bine, este destul de ușor să scoți cu Fireball. Și probabil că și la Aeros e destul de... sensibilă. Ok, hai să dăm un Goblin Barrel pe... King Tower. Da, și aproape... aproape scoatem King Tower-ul. Ar fi trebuit totuși să... să mai aștept un pic cu acel... acel poison. Nu cred că era necesar. Bun, sunt curios dacă și trupele de aer sunt transformate în hogi. Mă aștept să nu, sincer. Dar, da, vom vedea. Bun, avem 3 victorii din 3 meciuri. N-a fost deloc greu. Și luăm cel de-al treilea reward, acel Epic Token. Haideți să dăm și ultimul meci. Bun, în sfârșit. Hai să luăm și noi noua carte, să vedem cum va fi. Băi, din nou alegere grea, dar cred că o să iau... da, o să iau Kenan Cartu, pentru că prințul va fi vulnerabil la acel witch. Aici o să luăm Knight-ul și hai să luăm, să luăm locul. Bun. O să încep din spate cu Hunter-ul. Ok, o să trimitem Lumberjack-ul, aș pune undeva. Hai să-l punem mai din spate. Băi, și sper doar să nu aibă... oh, damn it. Cât de nasol. Da, e un deck dificil. E un deck dificil, ne va fi mai greu ca până acum să obținem victoria. Băi, dar măcar am jucat cu noua carte. Destul de urât acolo. Să vedem, Mother Witch-ul poate... excelent, excelent, acolo transformă în porci o grămadă de cărți. Doar că nu reușesc mare lucru. Uite-n Lumberjack în fața ei. Ok, Hunter-ul va scoate acei minion din joc. Da, și o să prefer să stăm în apărare. Da, mai reușim acolo un hit destul de important pe turnul din dreapta. Nu mai scan în cartul. Dăm un log. Din nou Mother Witch aici. Pierdem din păcate turnul din dreapta.
Ok, trimitem din nou un Kenan card aici și ar trebui să să avem victoria. Ar fi trebuit să o pun în partea dreaptă. Am greșit. Să dăm logo aici. Ok, bun. Avem... Suntem foarte aproape de... de victorie. Punem Madovici să mai transforme aici câteva cărți în hogi. Hai să încercăm un Goblin Barrel acolo. N-ar trebui să aibă... Am greșit acel loc, dar nu contează, oricum am reușit să-i scoatem turnul. Dar ne putea costa victoria această greșeală. Bun, băi... Reușim să terminăm challenge-ul din 4 meciuri, 4 victorii. A fost destul de ușor. Următorul cu siguranță va fi mult mai dificil și există riscul să fim eliminați. Dar avem nevoie de 6 victorii ca să putem debloca noua carte. Și să sperăm că vom reuși asta. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!